Am revenit. Toată lumea știe, domn primar, că ori un edil în mod curent, în mod în general, lucrează la diverse proiecte, dar de ceva vreme tot mai mulți edili încep să înțeleagă ideea de perspectivă. Cât de mult contează gândirea în perspectivă și administrația publică în modul acesta? Da, vorbind de perspectivă, sigur că automat noi trebuie să ne raportăm la ceea ce își dorește și comunitatea. Pentru că atunci când comunitatea, prin diferite întâlniri pe care le ai, chiar o întâlnire când te duci și cumperi pâine din comunitate, la acel magazin și la acel market și unde așa, te întâlnești cu diferiți contribuabili sau concetățeni care cu acel prelej îți spune și el problemele care le are, pentru că și în viața de zi cu zi este pe o fugă, viața de zi cu zi este pe o fugă și atunci ei problemele sunt destul de multe și nu au timp să vină la primărie să discute o problemă care din punctul lor de vedere este o problemă banală, dar acea problemă poate să materializeze pentru un proiect, o problemă, o doleanță care se poate concretiza pentru un proiect și a aduce mai departe la o investiție pentru îndeplinirea acelei dorințe. Nu i-ar fi mai ușor unui primar să facă azi aici ce pot și mâine o mai vedea? Nu, la noi, știți cum e, nu putem face în fiecare zi. Sunt momente când, de exemplu, sunt sesiuni de punere a proiectelor, atunci trebuie să bați fierul când e cald. Sunt documentații care trebuie pregătite dinainte? Obligatoriu trebuie pregătit dinainte, trebuie să fii la curent cu toate propunerile legislative, cu propunerile de finanțare, cu propunerile toate, absolut. În momentul când s-a deschis sesiunile, noi să fim și noi cu un pas înainte, având în vedere că în ultimul timp am fost, să zicem că am fost luați prin nepregătite cu acele proiecte prin Programul Național de Reziliență și Redresare, care proiecte care a fost primul venit, primul servit. Am mai avut o pregătire de așa ceva prin programul de finanțare prin administrarea fondurilor pentru mediu, care la fel acolo s-au primul venit, primul servit. Și aici ne-a pus și pe noi într-o competiție mai altfel decât am fost obișnuiți, cu diferite clarificări, cu diferite documente care sunt. Acum nu mai mergem cu bagajul cu urdii la diferite instituții, acum se încarcă pe anumite programe, pe anumite site-uri, se încarcă proiectul și nu mai mergem la diferite instituții cu bagajul cu urdii și cu nu știu ce. Să dea Dumnezeu să facilitează și pe viitor accesarea programelor pe care le lansează. V-am întrebat și pentru a rămâne în aceeași notă, pentru că am văzut că relativ de curând pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliu Local ați avut o actualizare a strategiei de dezvoltare economică și socială a localității pe termen până în 2020 și nu știu cât. La ce se referă actualizarea asta? După cum știți, orice proiect de investiții trebuie să fie prins și în strategia de dezvoltare al comunității noastre. Și avem lucrări de amploare din comună. Și având în vedere că am accesat mai multe proiecte în această perioadă, v-am spus că am avut și proiecte care la vremea când noi am stabilit strategia de dezvoltare a comunei, nu era un plan nostru, pentru că noi având, nici nu ne gândeam. De exemplu, avem în derulare un proiect de mobilier urban inteligent, care este finanțat prin PNRR. Nu ne gândeam noi la vremea respectivă de asemenea investiții în comuna noastră. Dacă tehnologia și finanțările permite și tehnologia avansează în felul acesta, nu avem încotro, trebuie să ne adaptăm și acestor investiții. Corect. Iată, revenind la acest viaduct, care este o lucrare de reper în zona Moldovei, aici la Stăuceni, vreau să vă întreb altfel, dincolo de ceea ce se vede la
la o primă parcurgere a localității sau ceea ce înțeleg oamenii, poate o parte dintre ei, localnici, că este o cale de acces mai rapidă, mai sigură, mai modernă, cât de mult contribuie investiția aceasta la dezvoltarea comunei? Da, comuna Stăuceni, la intrare și la ieșire din satul Stăuceni, se află două viaducte, unul dintre ele este cel mai mare viaduct îngropat din regiunea Moldovei. Sperăm că cu ocazia acestei investiții, acele probleme care au fost pe parcursul anilor, vorbim din anii 70, cum spun, diferite intervenții la aceste tronsoane de drumuri, cu ocazia acestei investiții să nu mai fie niciun fel de problemă cu privire la alunecarea de teren din zona respectivă. Da, ne punem speranța că după 2 ani, și mergem pe a treilea an de disconfort din toate punctele de vedere, pentru că, cum ați văzut, marea majoritate a șoferilor găsesc fel de fel de căi de ocolitoare, numai să nu folosească ruta stabilită de Ministerul Transporturilor. Au găsit fiecare, momentul în care a produs un mare disconfort în rândul cetățenilor care au fost în apropierea acestor căi de acces descoperite de către șoferii care erau mai grăbiți. Având în vedere că a fost și 2 ani consecutiv de seșită, să ne gândim că cam cum arăta praful care s-a ridicat în urma trecerii sutelor de mașini pe oră pe un drum care acum câțiva ani de zile treceau două căruți, acum treceau, era deviată circulația de pe un drum național, pe un drum de exploatare, apoi pe un drum sătesc. Nu avea cum să-l preiei în condiții civilizate, decât mă dați seama. Și sperăm că la finalizarea acestor investiții, vorbim de aceste două viaducturi, să degreveze un pic circulația de pe drumurile comunale care au fost puse sub o presiune destul de mare din punct de vedere al traficului și să intre în viața normală în comunitatea noastră. Corect. Domn primar, am promis că nu vă țin mult, dar o să vă rog să mai spuneți, după finalizarea acestui proiect, dacă se poate spune, ce proiect are edilul de Stăuceni în plan, de asemenea, care ar putea fi atașat la cartea sa de vizită, la istoria comunii? Că e clar, ceea ce faceți acum rămâne în sute de ani. Da, noi tot timpul ne-am gândit și pentru dezvoltarea comunității noastre. De aceea, pe parcursul anilor petrecuți în administrația publică, am încercat să-l acordăm comunitatea la rețelele de apă și canal. Astăzi când vorbim, comuna Stăuceni are un procent de peste 90-95% posibilitate de racordare la canal, a gospodăriilor din comună și la rețeaua publică de apă. Aceste investiții au fost făcute prin diferite proiecte care astăzi vorbind s-au concretizat și s-au pus la dispoziția comunității. La ora actuală vorbim de niște proiecte pe care comuna Stăuceni își dorește să le implementeze începând cu primăvara acestui an. Vorbim de racordarea comună la rețeaua de gaz metan, care în câteva zile vom desemna și proiectantul, după care să trecem la următoarea procedură de desemnare a constructorului efectiv al lucrării. La ora actuală avem încă două proiecte mai mari, vorbesc de modernizarea sistemului de tratare a apei uzate din satele Stăuceni și Siriștea și racordarea cartierului Rediu la ieșire din Botoșani, între Botoșani și Stăuceni, unde ne dorim o dezvoltare pentru locuințe și alte investiții de orice fel din zona respectivă. Ne dorim și acolo să facem racordul la rețeaua de apă și canal. Și, nu în ultimul rând, inclusiv rețeaua de gaz este proiectată pentru zona respectivă, să deservim și zona respectivă cu gaz metan și apă și canal.
Da, într-adevăr, un proiect iarăși ambițios. Și spuneți-mi, vă rog, din punctul meu de vedere, considerați că există o deosebire între administrație publică și management în administrația publică? Este un termen relativ nou. Administrația publică, lucrând în administrația publică din anii 2000, ca viceprimar, primar interimar, iarăși viceprimar, primar, începând cu anul 2007-2000 s-a început a pune accentul pe managementul administrației publice. Până în 2007, mai mult administrația locală s-a ocupat cu împărțirea pământului, cu toată lumea avea probleme cu pământul. Proiectele erau mai puține la vremea respectivă, foarte puține proiecte se putea accesa la vremea respectivă. În ultima perioadă, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană și având posibilitatea de a accesa diferite proiecte, a intervenit atunci managementul administrației publice locale. Mulțumesc. Dacă doriți dumneavoastră să adresați ceva locuitorilor pe final de an? Da, așteptăm un an nou cu mai mari satisfacții și sperăm să, ca cele rele din anul care peste câteva zile va fi istorie, cele rele să se spere și cele bune să se adune. Și oamenii să rămână alături de dumneavoastră pentru că aveți nevoie și de susținerea lor în proiectele ambițioase. Și oamenii să fie alături și de administrație, dar și de unul de celălalt. Yeah.